Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Parcă textul acesta este pentru cei care sunt specialiști în rugăciune. Dar adevărul este altul. Imediat după această frumoasă descriere și chemare la rugăciune, există o mare încurajare pentru toți. Ni se dă exemplu unui om care era supus acelorași slăbiciuni ca și noi, Ilie, care s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Doza de speranță de astăzi este o încurajare la rugăciune. Ca noi toți cei care suntem supuși acelorași slăbiciuni, să ne rugăm unii pentru alții, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei cu inima bună și pentru cei bolnavi. În mod special în perioada aceasta când foarte mulți din cunoscuții noștri s-au îmbolnăvit, spunem Dumnezeu să vă dea sănătate. Suntem cu inima aproape de voi și ne rugăm să aveți o inimă bună acolo unde vă aflați, ca să puteți cânta lui Dumnezeu și să vă liniștiți înaintea Domnului. Doza de astăzi este și o chemare a ne pune timp deoparte special pentru rugăciune. Indiferent cine ești, dacă asculți acest mesaj, te rog în fiecare zi în săptămâna aceasta, dimineața la ora 9 și seara la ora 21. Oriunde te afla, orice ai face, pune câteva minute deoparte și roagă-te pentru cei care sunt bolnavi sau în suferință, ca Domnul să le dea sănătate și Domnul să-i facă bine. Sigur, în textul acesta ni se aduce aminte și de cei care au păcătuit, de cei care sunt bolnavi de boala păcatului. Modalitatea prin care putem să fim curățiți este aceeași. Ne pocăim în rugăciune și cerem ca sângele Domnului să ne curățească de orice păcat. Primește, te rog, această provocare, acest îndemn și haideți împreună în săptămâna aceasta, în fiecare zi, să ne rugăm și să ne curățim înaintea Domnului. Să ne întărim genunchii și să ridicăm mâini curate spre ceruri. Încă o dată, pentru cei care treceți prin suferință sau sunteți bolnavi, ne rugăm fierbinte înaintea Domnului ca Dumnezeu să vă facă bine, să vă dea sănătate. Fiți tari, cu nădejde, puneți-vă încrederea în Domnul și ne rugăm ca Domnul să ne asculte. Fiți binecuvântați!